total pusă la un loc, adică ceea ce rămâne constant 2000 și ceea ce se mișcă în permanență, adică este uite, ceva static, ceva dinamic, 2023, 2022, 2023, 2024, tot așa mai departe. Asta e partea care se mișcă dinamică, când ne punem staticul și dinamicul împreună, asta arată diferența de potențial. Și diferența de potențial care este, uite, pe de o parte avem 2000 de unități și pe de o parte avem ce? 23. Îți Însă vă dați seama ce mare potențial este, adică diferența de potențial. Asta e ca și cum mai pune aici un magnet foarte puternic și în partea păi se atrag mișcă rapid. Foarte puternici. Când le punem totuși la un loc, alcătuiesc ce? 23 e egal cu 5 și cu 2 din față este egal cu 7. Deci 7 asta înseamnă că anul respectiv așa, va aduce cu sine ce? Descoperirea foarte te multor taine, adică ceea ce era ascuns, secretizat, dosit, dat la spate, pus într-un seltar acolo undeva ca să rămână secretizat și nedescoperit și noi aveam impresia că o să descopere, dar peste vreo sută de ani, că noi nu vom mai fi, să ce ei uite s-ar putea să întâmple altfel. Șaptele este deschizătorul de taine și ele se deschid chiar dacă noi nu vrem. Uite, cumva o putere cerească face în așa fel încât la un moment dat să surpă un mal. Mm -hmm. Se duce așa la vale. Putere cerească. Nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Nimeni nu și-a dorit asta vreodată. Și ducându-se malul la vale sau muntele crepându-se în două, uite așa s-a întâmplat. În mijlocul muntelui descoperim ceea ce alții cu sute de ani, mii de ani în urmă au ascuns și devine Vizibil. Ei uite, 2023 este anul în care foarte multe lucruri ascunse, tăinuite dincolo din nivelul nostru de conștiință, accesibile numai pentru unii care sunt șapte, care pot primi revelații și inspirații nu toată lumea este dar nu toți cei născuți în zi de șapte nu la asta Așa. acele lucruri care cândva le puteau citi sau le puteau descoperi sau le puteau întrevedea, sau chiar vedea cei văzători cu Duhul, cei care erau capabili să conecteze la un server să spunem așa, de unde primesc printr-un fel de wireless așa, inspirație sau revelație, lucrurile astea prin ei vor veni și vor deveni ce? Publice. Acum orice om care niciodată nu a avut niciun fel de revelație sau inspirație va ști ceea ce alții cândva au știut din timp, dar nu le puteau explica sau nu aveau dovezi materiale pentru a le argumenta. Lucrul ăsta s ar putea să placă unora și să nu placă foarte mult altora. Prin urmare, ce vor apare? Conflicte mm -hmm dintre cei care vor să afle mai multe și cei care dacă totuși s-au aflat, atunci măcar să nu măcar să-i în afară... să modificăm da, da, da. înțelegerea, macar da, da, da. Să, bine să o aflat ce măgărei am făcut noi cândva în urmă, dar măcar acum să-i dăm o altă conotație morală. Facem din condei zice, da, vorba Da, sau, exact, să-i modificăm din, din condei acolo anumite înțelesuri, când de fapt lucrurile sunt foarte clare, uite așa. Da, dar stai că nu e chiar așa, că de fapt a fost un motiv, a fost o scuză istorică, a trebuit atunci, așa lucrurile este o să apară fără ca uh, să vrem noi, de ce? Pentru că șapte aduce cu sine deschiderea, cerurile se deschid și aduce din cer, din nevăzut, dincolo de dincul, din nivelul de conștientizare sau percepția foarte multor oameni. Spuneam așa, îngerul coboară și dacă tu înainte credeai că îngerul nu există, uite cum îl vezi în fața ta, există. Deci de mai. vine argument material. Uite, l-ai văzut în față și dacă tu l-ai văzut în față, nu poți să-ți minți proprii tăi, Uite, că n-am citit așa ceva sau că n-am văzut. Am văzut, documentele am văzut.